Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista, să o vadă. Bine v-am regăsit, bine ați revenit la Mind Architect Powered by Europa FM, sunt Cătălin Strible alături de Paul Olteanu, trainer coach, specialist în neuroștiințe. V-am propus ca întreaga toamnă aici în lumea Europa FM să vă povestim despre cum funcționează creierul nostru, cum ne stăpânim emoțiile și cum facem ca să fie mai bună. Comunicarea dintre noi Data trecută vă vorbeam despre competiția toxică Și ajunsesem și la nevoia de perfecționism Nu i zice nevoie Dar unii dintre noi au nevoie, nu? Adică acum noi ne străduim să facem acest podcast perfect Sau cât mai bun, nu? Din cât, mai bun. Cât, mai bun? cât mai bun Din rațiune de audiență, nu? Dar și pentru că vrem să transmitem niște informații Da aici, asta e altă, e a doua temă importantă din punctul meu de vedere după relația noastră cu competitivitatea, unde am tranșat în episodul trecut, că niște competitivitate ajută, dar dacă e tiparul ăsta de gândire, dacă e prea puternic, începe să ne încurce, să aducă stres, presiune, anxietate. Perfecționismul e un tipar de gândire similar, el e tot despre sarcini, perfecționismul are componenta asta de a ne predispune să nu vrem să greșim, să iasă lucrurile impecabil. Și aici cum să învață mai întâi, să povestim cum, cum îl învățăm. Eu dau exemplu din viața mea personală. Eu mi-aduc aminte când eram copil, mama, te iubesc în prezentul relației noastre, pentru exemplu ăsta <gărăi> pe care îl dau mereu, să știi că l-am depășit, dar e util să ilustrăm ceva. Când eram copil, mi-aduc aminte că am luat bătaie, că n-am pus data la o temă pe care am făcut-o. Și Vezi, e interesant aici. Mama și-a dorit să iasă impecabil tema aia, să nu fie nicio greșeală. Când a văzut greșeala, a simțit mânie, a descărcat-o în relație cu mine și ce-a învățat creierul meu acolo, iar prin repetiție și asociere, cum învață elefantul, partea aia primitivă, n-a fost să pun data. A fost că dacă greșesc orice, trăiesc durere. Mi se întâmplă ceva nasol. Deci perfecționismul e o asociere mentală pe care o producem inconștient din experiențe de viață care ne predispune să anticipăm durere când apar greșeli. Și acum, putem să spunem dar asta nu e un lucru bun? Depinde. Dacă perfecționismul ăsta mă predispune să nu vreau să greșesc unde contează, dacă sunt chirurg, de exemplu, și trebuie să am un grad de perfecționism peste medie, că la mine orice greșeală contează, acolo e sănătos, e chiar productiv, e benefic. Okay. Dar dacă eu, de pildă, sunt, nu știu, om de marketing, sunt uh, profesor și vreau să experimentez ceva nou la clasă, perfecționismul e un tipar de gândire care poate să-ți dea atât de mult stres sau atât de multă anxietate în relație cu a încerca lucruri noi care poate să iasă prost până în punctul în care nici nu mai încerci. Eu am mai multe cunoștințe care, din cauza faptului că n-au fost lăsați să greșească, -a fost, a, era zero toleranță pentru greșeală când au crescut și copilăria, am povestit noi și în alte episoade, contează disproporționat de greu că scrie linii de cod în niște regiuni mai profunde ale creierului nostru. În momentul ăla, perfecționismul poate să fie moartea inovației, moartea creativității, moartea inițiativei. Pentru că dacă mie mi-e teamă să greșesc și mintea mea e populată de gânduri din regiuni, dar dacă iese prost, dar dacă or să râdă de mine. Dar, dar uite, dacă nu o să obțin performanțele pe care ni le-am asumat cu toții, că și asta e o problemă, iată. nu? Doar că aici vine completarea neuroștiințifică legată de stres. Cât stres e bun și de la ce punct încolo stresul e nasol. Există o zonă care se numește stres optim, în care noi intrăm când avem provocări care sunt cam 104% din maximul nostru curent. Deci dacă noi facem ceva care cere un pic mai mult decât putem să facem la maxim acum, aia ne bagă în stres optim. E când joci tenis, de exemplu, sau când ai o meci un ceva cu cineva care e un pic mai bun ca tine, dar subliniez cuvântul un pic mai bun ca tine. Perfecționismul ce face e că te face să obsedezi pentru fiecare greșeală și atât în sport, cât și în business, cât și în școală, poți să te trezești pentru că nu știi răspunsul la un item, că nu te mai poți concentra să-i rezolvi pe el al 10. Sau faptul că în momentul în care ești la o întâlnire sau ții un discurs, spui ceva greșit, nu știu, vergi cafea, uiți o informație din prezentare, și dacă ai antrenamentul ăsta în a gândi perfecționist, eroarea aia îți contaminează performanța în tot restul execuției. Adică nu mai trebuie să te gândești la ea sau cum să procedezi? Ar fi la... grozav să nu ne gândim la lucruri pe care nu le putem controla. Adică dacă am comis-o, dacă am greșit ceva, mai ales dacă n-am greșit ceva capital care mi-invalidează tot restul efortului, sănătos e să mă concentrez pe ce pot să fac mai bine de aici înainte. De aici și vorba aia cu în viață sunt lucruri pe care le putem rezolva și altele pe care nu le putem rezolva, deci nu merită să ne facem griji. Nu mai știu, era o chestie da. din asta cu d Doamne, înțelepciunea să le suport pe alea pe care nu pot și înțelepciunea să-mi dau seama care-i care. Acum, principalul lucru pe care eu l-aș menționa legat de toxicitatea perfecționismului, mai ales dacă vine la pachet și cu competitivitate, e că diada asta malefică te poate face să trăiești atât de mult stres. Eu trebuie să citez aici și niște date pe care mi-aș fi dorit să mi le amintesc și când am vorbit de competitivitate. Noi trăim Cătălin în cea mai pașnică, prosperă, sănătoasă și longevivă perioadă din istoria omenirii. Este cel mai mișto moment să fim în viață cu date. Cu cea mai mare rată de depresie și anxietate de când se măsoară asta și cu cea mai mare rată de sinucide în rândul copiilor între 11 și 14 ani. Și aici întrebarea e de unde vine asta? De la filtre. Din ce am vorbit noi în al doilea episod al sezonului este respectiv de la aceste tipare de gândire sau asocieri. Dacă eu când îmi pun o fotografie pe Instagram sau pe Facebook. Mă compar cu toată lumea, ce am vorbit în episodul trecut, competitivitate. Și văd tot ce e greșit la mine pentru că mi s-a antrenat mintea să vâneze tot ce e prost, tot ce e imperfect. Asta nu are decât cum să-mi crească nivelul de cortizol, nivelul de stres, nivelul de agitație interior. Și eu am trăit situații în care de pildă stăteam la 11 noaptea cu cineva, un client în birou, o persoană care conducea o organizație cu 280 de angajați, o multinațională, și la 11 noaptea, cu doi copii acasă, eu împreună cu doamna respectivă, stăteam și aliniam bullet point-uri într-o prezentare. Și la un moment dat, eu am întrebat, mă, dar n-ai vrea tu să fac asta altcineva mâine sau așa? Și a zis, eu nu pot să prezint ceva care arată în halul ăsta. Bullet point-urile alea erau unul control stânga, control dreapta, diferențe de pixel, nu era unul pe o pagină, unul pe o pagină. Dar asta e exact ce vorbeam noi și în episodul 2. Creierul nostru nu operează cu realitatea. Operează cu modelul nostru despre realitate. Ori dacă în istoricul meu eu n-aveam voie să greșesc nimic, nici bullet point nici dată, nici nimic, că mi-o luam, trăiam durere, eu o să anticipez durere în orice aspect al vieții mele care nu e perfect. Și atunci, Paul Olteanu, ce facem în situația asta? Adică mi-e foarte greu să renunț dacă eu am fost așa crescut. N-aș spune că e greu, aș spune că e greu, uh, sau cum să spun, aș completa ideea că da, poate să fie dificil, mai ales dacă tiparul ăsta de gândire a fost foarte puternic instalat, dar e recablabil. Și vorbește un perfecționist în recuperare. Eu mi-aduc aminte la începutul vieții mele profesionale, dacă cravata nu era exact în aceeași culoare cu cureaua și cu pantofii, mă zgâria pe creier. Nu îmi producea stres, îmi producea anxietate. Soluția, ca să ne vindecăm sau să aducem perfecționismul ăsta într-o plajă care nu face probleme, este să te pui în situații de viață în care să nu poți fi perfect, să existe greșeli și să vezi că totuși iese bine, să vezi că totuși poți să primești apreciere, de pildă. Eu din prea multă încărcare profesională ajunsesem să merg la cursuri unde nu era totul perfect. Mai aveam un slide cu o greșeală de scriere, unele aveau diacritice, altele nu, unele erau în român, altele erau în engleză. Din lipsă de timp, că eu aveam preocuparea să le fac perfecte. Și am descoperit că, deși nu erau imaculate, perfecte, impecabile și așa mai departe, oamenii tot își luau valoare, apreciau, dădeau feedback bun, trimiteau colegi la curs. E, și experiențele astea trăite, nu vorbite, m-au ajutat să simt că lucrurile trebuie să fie good enough, trebuie să fie suficient de bune, nu perfecte. Asta nu-i de natură să ne scadă performanța pe acolo pe unde muncim, păi, învățăm? Hai, contează foarte tare, contează foarte tare cum... În fiecare activitate, ce înseamnă performanță? Pentru că, de pildă, dacă eu livrez un curs și am folosit un cuvânt imperfect, de exemplu, nu știu, m-a corectat cineva odată un medic, a zis că nu există trunchi cerebral sau nu mai știu, nu există creier de nu știu ce fel, există creier reptilian, de față cu toată sala. Dacă eu aș fi fost în continuare, aș fi trăit în continuare în virtutea tiparului este a perfecționist, păi genul ăla de intervenție putea să mă paralizeze. Să uit tot ce aveam de zis. Ideea e să vedem de la o activitate la alta cât de intens trebuie să fie tiparul ăsta perfecționist, a versiunea noastră la a greși. Că dacă ești neurochirurg, perfecționismul tău trebuie să fie mai ridicat decât dacă ești, nu știu, scriitor, unde acolo e chiar problematic dacă tu nu-ți dai voie să greșești sau trăiești tot timpul cu sentimentul, da, da, metafora asta putea să fie mai bună, cuvântul ăsta putea să fie mai puternic și așa mai departe. Deci echilibrul ăsta între nevoia de a nu greși și nevoia de a putea să riști e important să fie găsit pentru fiecare dintre noi pentru că prea mult perfecționism omoară inițiativă omoară disponibilitatea la inovație sau creativitate, pentru că toate activitățile astea, și inițiativa, și creativitatea, și Inovația presupun să fii disponibil da. să greșești. Stai să-ți dau o situație concretă. În școala din România nu prea ai timp și loc să greșești pentru că zecele este important la admiterea sau în notele tale. Știi că el contează câteva procente. Să zicem că ar conta... Eu pot să dau contraexemple peste contraexemple de la propria mea experiență educațională în care eu am Se, fost... Nu Știi un... ce vreau să zic? Că nu intri la liceul ăla, da. mai că dacă media ta nu e suficient de mare și dacă tu ești good enough doar în raport cu tine, știi? Noi nu vorbim good enough ăsta să fie stabilit arbitrar. Să zic, eu sunt confortabil cu orice performanță fac. Dacă eu vreau să intru la cel mai bun liceu din România, mă uit cât e media acolo. Aha. Cătălin, între 9-35 medie și 10 pe linie. E o mare diferență în termen de presiune psihologică. Între a merge echipă sportivă să spunem câștigăm toate meciurile, iar dacă am pierdut unul, suntem incompetenți, versus câștigăm destule meciuri cât să ne calificăm, e o mare diferență psihologic vorbind. Și eu nu întâmplător am citat datele astea. Deci. Trăim în perioada cu cea mai mare rată de depresie și anxietate, plus sinucide în rândul copiilor între 11 și 14 ani. Între 11 și 14 ani nu prea e legitim să simți că te apasă viața atât de tare încât să vrei să o termini. Mm. Întrebarea e de unde ne vin nouă reflexele astea, și probabilitatea mare este că ne vin din aceste automatisme mentale. Eu nu spun că totul vine din perfecționism. Dar uite-te că sunt o grămadă de oameni care încep să-și modifice corpul ca să iasă mai bine în poze pe Instagram. În China și în Japonia e o întreagă industrie în care încep să-ți modifici corpul să fie mai instagramabil. Dacă noi am fi mai confortabil cu imperfecțiunea din noi și am înțelege ce vorbeam noi și la conversația despre învățare din episoade trecute și anume că greșeala sau imperfecțiunea e parte din cum învățăm și din viață, am avea mai puțină presiune pe umerii populației, care oricum e copleșită. În lumea în care trăim noi e atât de multă încărcare, noutate, varietate, provocări, că dacă intri în activitate cu mindsetul ăsta de ori e nota 10, ori e nimic, păi gândește-te că, practic, dacă operezi cu mindsetul ăsta ori 10 pe linie, ori am venit degeaba la concurs, tu, în 9 din 10 situații, o să pleci amărât acasă. E, însă și chestia asta, copilul a luat 9, ba, a făcut 9 puncte bine, unul prost și eu îl întreb acasă ce n-ai știut. Asta ce comunică elefantului structurilor lor primitive este că orice îi face mai puțin, dacă nu ești perfect, ești degeaba. Și sunt și situații și mai frumoase cu părinți care spun, ok, îi luat 10, câți au mai luat 10? A, mai luat 3, atunci nu e așa deosebit, că înseamnă că n-ai avut o performanță deosebită dacă încă trei au mai putut. Iar astea sunt povești reale, adică astea no, sunt asta lucruri să care întâmplă? încă se întâmplă. Paul Olteanu, mulțumesc tare mult pentru episodul de astăzi. Dacă informațiile astea vi se par folositoare și vreți să știți mai mult, neuroștiința la clasă.ro este site-ul pe care Mind Architect vi-l aduce în, în clasă chiar și puteți beneficia de informațiile. De acolo studiați-l, citiți, ascultați-l și poate împreună învățăm mai multe. Mulțumesc pentru episodul de astăzi. Săptămâna viitoare vorbim despre individualism. Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.